Fetelor, după zi de muncă, pregătesc și cina. Deci, vă prezint o rețetă suavă, tropicală și catifelată. Ce ziceți voi? Asta o fi oare suavă, tropicală și catifelată? Se poate spune așa la rețeta asta? Am pus aici două cepe sănătoase, da? Uitați aici, două cepe sănătoase. Și acum le pun în cratița asta. Mi-am cumpărat și un capac, că nu aveam capac special pentru cratița asta, fetelor. Așa. Și acum mi-am cumpărat și un capac. Stați așa că mă ustură ochii, fetelor. Ce mă ustură ochii când dai ceapa. Așa, uitați aici. Am pus ceapa într-o cratiță. O să pun și sare. Da? Așa puțin, cât să se moaie ceapa. Să se moaie ceapa. Uitați aici. Așa. Acum punem capacul, adică uleiul. Stați așa, fetelor. Să vedeți rețetele o prezintă Cristi. N-ați mai văzut așa rețetă, stărăților, dacă ați mai văzut. Și am cumpărat un capac special, e un picuț mai mare, dar este cumpărat pentru altceva capacul ăsta. Este cumpărat pentru altceva, dar o să-l folosesc și la tigaia asta. Ia să vedem atunci, poate mă pun să-l spăl puțin, că e prins aici. Omuleu, trebuie să-i scot afară hârtia. Așa, gata, așa, acum spălăm capacul. Și gata, am terminat. Am pus capacul pe ceapă. Acum tăiem niște cărnăciori aici, așa care avem noi. Ăștia nu sunt polonești, fetelor. Dar să vedeți ce rețetă face Cristi. Nu știu dacă ați mai mâncat așa. Ce bune! Ce bune sunt cărnăciorii ăștia! Înainte, când lucram la fabrică. Eu lucram la fabrică de marmură aici, prima dată când am intrat în Spania. Ăștia mi-i pregăteam foarte mult să duc la muncă. După zi de muncă, vii acasă flămându. Hai să-i tăiem. Mărunt. Mărunt, mărunt, mărunt. Deci facem o rețetă specială. Am terminat cu cârnăciorii. Acum aici spargem, fetelor, 10 ouă. Nici mai mult, nici mai puțin. Depinde cât sunteți în familie și în casa voastră. Uitați-vă la mine și la rețetele mele dacă vreți să vă dau idei de mâncare și de gătit. Doamne, nu mai poate omul de flământ după ce vine după zi de muncă. Ce să zic, fetelor? Ia uite aici. Ouăle toate vin sparte, măcerate și după aceea, ce credeți că bag în ouă? Ce credeți că bag în aceste ouă? Nu e blat de tort, nu. Este altceva. Ghiciți. Ghici, 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 ghici. Am spart ouăle și nouă deja. Fetelor, uite, o să cern aici, o să răzălesc aici o coșcă de asta de vegeta, ca să-i dea gust mai bun. Nu foarte multă, că am văzut că, doar pentru gust puțin, am văzut că e cam sărat un picuț, cum îi zice, cârnăciorul ăsta și nu îmi place mâncarea să iese sărată. Așa, dacă cumva mai trebuie ceva și mai are nevoie de ceva, o să mai pun. Așa, bun. Acum, un cățel de usturoi, fetele mele. Un cățel de usturoi se dă gust. Îi dă un gust tropical. Batem ouăle bine. Și după ce batem ouăle, să vedeți ce băgăm înăuntru. Gătim aici pe aragazul ăsta, pentru că se gătește mai repede. Punem aici cârnăciorii. Așa, să se călească bine, fetelor. Așa, să se încorporeze cu ceapa. Am pus și o ceapă. Ce să faci? Că nu știu cât e de sănătoasă mâncarea asta, dar când vine omul de la lucru, e flământ, vă spun sincer. Voi nu știți ce înseamnă munca. Serios, 24 din 24? Păi eu mă trezesc la 5 dimineața. Serios vorbesc, fetelor. La 5 dimineața și trag până seara în zori. Până un miez de noapte aproape. Ca să nu zicem miez de noapte. Da, depinde de zi, fetelor. Astăzi am venit mai repede, de exemplu. Așa. Într-un final am mai pus vreo 5 ouă, așa că am vreo 15 ouă aici, fetelor. Am pus vegeta, usturoi, am pus tot ce trebuie absolut. Și acum, între timp ce se face, fetele mele, cum zice, cârnăciorii cu ceapă, punem o mână generoasă de brânzică. Așa, să vedeți voi aici bunătate, fetele mele, și dragostele mele, dragi. Dragii mei, dragi, stați cu Cristi până marți. Mamă, ce rețetă! Rețetă a la Cristi din Banat. Și o să mâncăm, fetele mele, o să mănânci cu mămăliguță, cu pâine, cu un pește pe lângă, sau doar simplă, pentru că
Are tot, absolut tot. Haideți să vedem acum cum arată cârnăciorii. Ce fac cârnăciorii? Cârnăciorii deja au prins o culoare foarte frumoasă. Mamă, ce bine arată, ce miroase în bucătăria asta. Nu pot să cred. Să crezi și să nu vezi. Să vezi și să nu crezi. Rețeta a la Cristi din Banat. Mamă, ce bine arată. Mamă, ce miroase. Și acum vrem să fie cremos. Mă gândesc că am băgat cam mulți totuși cârnăciori. Hm? S-ar putea să bag mai multe ouă? Oare să mai bag două ouă? Nu mai știu ce să zic. Că nu știu dacă am destulă... Eu bag mai multe ouă. Vai, de cap meu. Prea mult, cred că... Hai că mai bag încă vreo 3 ouă. Mai adaug fetelor câteva ouțe aici și fac o nebunie totală. Dacă eu mă pun să fac rețetă, tot internetul se uită la mine. Serios, dacă nu. Hai să le batem. Așa. Am mai pus puțin oregano, am mai pus puțin usturoi de asta, cum îi zice, nu usturoi, piper fetelor. Păi dacă facem rețetă, nu ne jucăm. Mamă, ce compoziție am aici, fetele mele, dragostele mele. Doamne, cum miroase! Haideți repede să vedem, să nu se ardă cârnăciorii. Gata, că începe cârnăciorii să se ardă și Rafa nu-i place când e mâncarea arsă. Așa, se pune repede toată compoziția, așa, și facem un halacluj acolo. Ce-o da Dumnezeu să fie bine? Lasă că sunt oameni mai rău care nu au deloc. Fetelor, nu mai faceți voi atâtea nazuri. Lasă că e bine, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce este. Am pus cam ceapa asta, cam ruminit un picuț, cam mult. Nu știu, sper să nu iese fetele mele prea grețos. Mama, brânza, uitați acolo cum arată. Doamne, ce miroase aici. N-ai idee. Uite că deja se prinde pe margini. Băi, ce poftă face. Cu o salată? Nebunie totală. Cam așa arată nebunia noastră. Am lăsat-o să nu se facă așa tare, să fie mai cremoasă. Și acum repede să împlătăm, fetelor. Repejor. Mamă, ce bunătate. Ce fain miroase aici. Păi voi vă dați seama ce e aici, fetele mele și dragostele mele. Serios, nu? Mamă, că mama e pretențioasă. Rafa la fel este pretențios. Bă, ăștia trebuie să îi nimeresc foarte, foarte bine. Dacă nu îi nimeresc oamenii ăștia... Ce să... Nu mai mănâncă. Serios, dacă nu. Acum, ce să zic? Mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncare și iar cei care scrieți în comentarii călături tot timpul, să vă ferească Dumnezeu de un acaz. Să vă ferească Dumnezeu de un acaz și cei care nu știți ce vorbiți. Pentru că întotdeauna ați spus lături sau nu știu ce la adresa mâncării mele. Să vă ferească Dumnezeu, să nu vină foamete, să nu vină un potop. Am scos-o din cratiță și am pus-o aici, fetelor, ca să nu se mai îngroașe. Pentru că e groasă, e cratița foarte fierbinte și de-aia am pus aici. Arată super bine. Doamne ajută să avem poftă. Poate facem și o salatică. Uitați acolo. Bunătate curată! Ce părere aveți, ce notă îmi dați?